Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Încurajează soția să fie productivă. Pentru mulți dintre bărbați, acest titlu este deranjant. Soția perfectă fiind soția care nu cere și este mulțumită cu ceea ce îi se dă. În Islam, o astfel de femeie este bine răsplătită de către Allah, iar femeile pe timpul profetului sallallahu alaihi wasallam sunt un model pentru femeile noastre. Însă, haideți să ne uităm puțin la vremurile acelea și să vedem că am ajuns, din păcate, într-o perioadă în care banul face totul. Pe atunci, timpul nu-i presa pe oameni. Mijloacele de transport erau ori animale, ori să te cari pe tine însuți. Nu existau atâtea lucruri care trebuiau întreținute și cărora să le ofere o atenție specială. Marile femei ale islamului au fost femei puternice, femei active și femei productive, cărora le-a plăcut să învețe, care au avut o dorință nebună pentru a ști mai multe și pentru a face cât mai multe. Au fost femei care au avut propriile afaceri, au fost femei care au cerut să meargă la jihad, femeile călăreau animale și așa mai departe. În cazul în care o femeie rămâne văduvă, de cele mai multe ori speranța ei este o altă căsătorie, din cauza că nu se poate descurca în viață și de cele mai multe ori bărbatul ei este vinovatul pentru că nu a susținut-o și nu a pregătit-o pentru zile mai grele. Prin urmare, sfatul meu pentru frați este, dacă dorești ca soția ta să-ți fie alături în paradis, susține-o. Ajută-o să fie o persoană productivă, ajută-o să-și împlinească visurile, laudă realizările sau susține-o atunci când are un eșec. Gândește-te că 80% din caracterul ei și din mulțumirile ei își vor pune amprenta pe copiii tăi. Vorbește cu ea mereu, cere-i sfatul, chiar dacă ai deja răspunsul în mintea ta. Încearcă să o convingi că acel lucru așa trebuie făcut, fără să o rănești. În zilele noastre este mai greu pentru o femeie să bată străzile din cauza că trăim în orașe mari. Încurajează-o să conducă. Acest lucru îți va ușura și ție. Ea poate duce copiii la diferite activități, la școală și așa mai departe. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.